ziua! Bine ați venit și vă mulțumesc foarte mult că ne-ați dat posibilitatea ca astăzi să ne aflăm la Marginea. La un moment cu totul special, pentru că trăim cu toții în Suceava. E un județ frumos, dar cu foarte multe riscuri. Inclusiv cele legate de amenajări hidro, de ape. Pentru că suntem într-o zonă în care avem foarte mult munte, în care avem foarte multe cursuri de apă. La noi izvorește Suceava, Moldova, pe la noi trece Siretul, trece Bistrița, cu foarte mulți afluenți, așa cum avem și aici în zona. Și afluenți care majoritatea provin din zonele montane. Asta înseamnă că avem cursuri de apă rapide. Asta înseamnă că avem pericol și riscuri foarte mari atunci când există inundații, când există ploi masive pe durată de durată foarte scurtă, așa cum a fost cazul și în 2006, și în 2008, și în 2010. Țin minte, în 2010, dacă, în 2008, dacă nu greșesc, am avut inclusiv podul luat aici și vreau să spun, pentru că atunci n-am avut prilejul, să le mulțumesc într-un fel celor care trăiesc în Marginea, care a dat o lecție la momentul respectiv, construind acea variantă, acel pod improvizat, undeva prin februarie, dacă nu mă înșel, a fost acel lucru. Atunci, marginenii au demonstrat că se pot mobiliza, au demonstrat că pot să-și ia soarta mâini. Și iată că astăzi, acest proiect de investiție foarte mare, pentru că vorbim aici de circa 150 miliarde de lei vechi, sunt bani foarte mulți pentru o comunitate precum Marginea. Probabil că bugetul local, domnul primar, o faceți în câteva zeci de ani, nu? La nivelul ăsta. Dar se merită, pentru că eu cred că aceste investiții care trebuie să le facem în continuare cu prioritate și mă gândesc că va trebui să atacăm și zona Suceviței cât de repede. Și alte localități care sunt în Suceava, care la fel au riscuri de inundații atunci când ploile masive se abată asupra noastră. Însă ceea ce am făcut astăzi și cred că cu toții suntem de acord atunci când trecem prin această zonă, pentru că vedem, e una din lucrările care din fericire se vede, majoritatea sunt ascunse, sunt la distanță, sunt în păduri, sunt undeva departe. Aici avem șansa să o vedem dintr-o parte într-alta completă, să ne dăm seama de fapt ce înseamnă acest sistem proiectat și executat de către dumneavoastră și în felul ăsta să ne asigurăm că aceste tipuri de investiții trebuie derulate în continuare, trebuie pus accent pe ele, pentru că ele sunt cele care salvează vieți, salvează, dacă vreți, și valori materiale, pentru că la aceste riscuri majore de inundații știm bine că pierdem și casă, și gospodărie, și tot pe lângă ce am agonisit. Din punctul meu de vedere, acest exemplu care l-am dat astăzi nu face altceva decât să, dacă vreți, să demonstreze, de fapt, preocuparea pe care toți factorii implicați o au asupra acestui subiect. Și vreau, din nou, să trag o semnă de alarmă, pentru că sunt foarte multe de făcut. Eu sunt conștient de, dacă vreți, dificultățile financiare, însă e nevoie să prioritizăm. Și sper, atât cu domnul Baman, cât și ceilalți colegi care sunt implicați, să încercăm să ne facem un plan mult mai serios, mult mai bine gândit, așa încât elementele de risc major să fie luate cu prioritate în calcul. Și am spus, și repet, Sucevița este, după părerea mea, o prioritate, pentru că acolo vorbim de foarte mulți oameni, vorbim de foarte multe resurse care riscă să fie pierdute și cred că banii care sunt investiți într-un astfel de sistem de protecție se regăsesc ulterior în viața noastră tuturor. Eu vreau să mulțumesc din suflet pentru faptul că astăzi avem într-adevăr ceea ce ne doream cu toți la Marginea. Sunt convins că acest parcurs va continua și chiar dacă anul trecut, fiind an par, am scăpat din inundații, poate că 2014 ne va ajuta Bunul Dumnezeu să scăpăm la fel. În acest an am scăpat la fel de inundații. Însă niciodată nu e suficient să te protejezi. Trebuie să și faci foarte mult. Trebuie să ții în calcul elemente de previziune pe timp scurt, mediu și îndelungat. Și în felul ăsta, noi ca stat membru Uniunii Europene, ca stat important cu foarte multe resurse, trebuie să ne gândim într-adevăr la viitor. Ori viitorul aparține celor care trăiesc după noi. Și fiecare element de investiție de acest gen contează foarte mult pentru România de mâine. Vă mulțumesc foarte mult și succes!